Cu mulțumiri pentru abonare, cu mulțumiri pentru urmărire. Începem și videoul din această dimineață. Mulțumesc pentru subscribe și mulțumesc că spuneți celorlalți care nu știu de canalul de YouTube al lui Nicu Bendea să vină să se adune aici să stăm de vorbă. Am avut și ieri la comentarii și am și comentat și am și răspuns. Mulțumesc tare mult! Uite că ne aflăm la sfârșitul unei alte săptămâni, a crescut și barba. Îmi scria cineva la comentarii, păi hotărăște-te odată cu barbă sau fără barbă. Doamnă scumpă, suntem cinci în casă și avem o singură budă, o singură baie. Când apuc și eu, mai trec pe acolo și mă bărbieresc. Pe vremuri când aveam emisiunea, îmi luam barba cu aparatul. Așa, să fiu un fel de macho latino, pe dracu. Așa era mai mișto, că dacă mă bărbiream zilnic și mi se dădea cu fond de ten și cu alea, îmi distrugeam fața, îmi distrugeam pielea. Dar acum, de când nu mai ies la televiziune, mai las barba să crească, dar o și iau. O și iau cu gilete, de alea, de unică folosință, le folosesc de vreo 6-7 ori, ultima dată zici că dau cu sapa. Dar despre ce vorbim noi aici? Sunt și cu tricou cu guleraș, așa numitul polo. Cu el am fost aseară la spectacol și am zis că le iau și în dimineața asta, după aia îl pun la spălat, că poate am inspirația. Da, am fost aseară la spectacol, în Cluj-Napoca, până Apoca 15, la terasă. Lume multă, aproape 60, cu distanțarea de rigoare. Și oameni dornici să vadă un spectacol, să vadă un show. Atâta bucurie, aproape că nici n-am zis mare lucru pe scenă și lumea râdea. Vedeți dorința asta de a fi împreună, de a interacționa, de a jubila, de a ne bucura. Și când te gândești că într-o lună se termină vara, se termină spectacolele la terase și înăuntru nu ne vor lăsa ăștia să facem spectacole, cu toată distanțarea de rigoare. Așa că ne vom retrage iară în bărlogul ăsta numit internet. Și mergând pe stradă așa spre spectacol, că m-am dus pe jos, că vorba aia, măcar piciorul să-l am frumos, am văzut noua modă. Oameni cu măști puse aici în jurul mâinii. Astea-s brățările. Pe vremuri, brățări de aur, să ai brățare de aur. După 90 au apărut brățările cu iconițe. Vedeți cum se schimbă moda? Brățări cu iconițe, așa ca un fel de rozariu. După aia, vara, erau brățările de la festival. Tinerii nu și le mai dădeau jos până în aprilie. Plină mâna cu brățări, peninsula, insula, electric, untold. Acum, noua brățară este masca. Vedeți? Și în modă mereu apare ceva nou. Numai în politică toate-s vechi și nouă-s toate. Așa migrează PSD-iștii în PNL, în prisma sau din prisma alegerilor locale, încât și Klaus Iohannis a zis peneliștilor, opriți-vă, închideți ușa. Că așa-s PSD-iștii în disperarea lor să mai câștige un mandat la locale. Dacă le închizi ușa, intră pe geam. Dacă le închizi geamul, intră pe horn. Și Rareș Bogdan s-a raliat acestui mesaj al președintelui și a zis, băi peneliști, băgați-vă mințile în cap, nu mai primiți PSD-iști în partid. Dar lui îi pasă, lui Rareș B îi pasă. Aici, într-un cartier din Cluj-Napoca, socrul s-a gândit ce? Să-și demoleze o hală și să tragă niște blocuri între blocuri, dar mai mari. Deci niște blocuri mai mari între blocuri mai mici. Oamenii puțin disperați. Chiar nu ne așteptam să mai crească niște blocuri, să nu ne mai vedem nici propria umbră, că așa e urbanismul ăsta haotic. Rareș Bogdan a promis că le dă la toți vecinii, după ce se construiește blocul lui socru, să le dă câte o batistuță de-a lui să șteargă lacrimile. Că ce să mai facă? Ce să mai... Vedeți? Se poate! Ăsta e sloganul în alegere al PNL-ului. Hashtag se poate. Dar dacă ne gândim un pic, oare nu se poate să fim mai corecți? Oare nu hashtag se poate să fim mai cinstiți? Pentru că în România hashtag se poate orice dacă ești cineva într-un loc bine pus. M-a amuzat o declarație a lui Mădălin Voicu. Mi-era simpatic Mădălin Voicu atunci când era în politică. Vorbea liber, era un fel de interlop, dar cu baghetă de dirijor. Și taică s-o fie iertat Ion Voicu, marele violonist, și-a dat copilul la școală de muzică și a terminat omul conservatorul. Mădălin Voicu a fost dirijorul filarmonicii din Ankara, adică a fost cineva în muzica clasică. Dar după aia au dat bagheta pe politică.
Acum e un simplu observator. Păi ce să facă și el? Are vreo 7-8 copii cu 15 neveste, să descurcă. Și a dat o declarație faină ieri, a zis despre domnul Marcel Ciolacu, da, președintele interimar al PSD-ului, zice, hey, Marcel, Marcel e de etnia mea, Marcel e de-a meu și recunoaște și el. Atunci nu ne mai mirăm de ce PSD-ul a devenit un fel de clan, din moment ce domnul Marcel... Da, dar totuși, cum îs romii de etnie, mai știu să facă ceva, un burlan, o lucrare de artă, mai știu să facă ceva. Pe domnul Ciolacu nu l-am văzut. Ar fi o imagine să-l vezi pe Ciolacu cu burlanul în spate, în centru, strigând scocuri, ceterne și așa mai departe. A păstrat de la etnie, dacă îi solăm pe cea dreaptă, dacă așa a spus Mădălin Voicu și chiar este, îi place să cânte. Îi place să-i se cânte în strună. Dar acum să vedem că Orlando Teodorovici și colegii vor să-l cam dea jos. Adică nu știu dacă până la urmă va rămâne mult timp președinte. Ei, că nu o să mai fie un președinte cu longevitatea domnului Dragnea prea repede în PSD. Și domnul Dragnea, acolo unde îi, nu se mai aude nimic de el. O dat un interviu și după aia nu l-or mai lăsa să muncească. Dar în schimb, iubita lui Irina Tănase, care e în libertate, băi, nu se lasă. O fost în Bulgaria. Acum, vorba lui Caragiale, ce căuta neamțul în Bulgaria. În Bulgaria a mers cu o prietenă de-a ei, cu Sânziana, măi, eu le bănuiesc de ceva, dar nu zic nimic. Și a făcut yoga la Balcic, unde avem și noi ceva construcții și o parte din sufletul românesc e acolo. A mers la Balcic și a făcut yoga. Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, a fost pozată în poziția Lotus. Făcea yoga, relaxare. Acum ce să zic, făcea meditație. Dacă nu a făcut meditații la școală, se revanșează acum și face meditații la adolescență sau la maturitate. Dar totuși Dita Mairina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, să meargă în Bulgaria și zice Liviu Dragnea, zice, nu mă fă că evadez și vin și plecăm în Brazilia. Dar ce, tu ești de Bulgaria? Dar acum nu mai contează reperele geografice. Vedeți, un britanic a venit într-o comună din Cluj, în Aghireș, și și-a făcut omul o cabană. O văzut pe YouTube, o văzut pe internet și și-a făcut o cabană, în Aghireș. Nu Aghireș, fabrici, într-un sat din Aghireș. Și zice omul, sunt foarte încântat, mi-am făcut, am casa mea. Zice, dar cel mai mulțumit de vecini. Am niște vecini extraordinari, în toată ziua vin la mine și mă servesc cu țuică. Mă rog, cu pălincă, dar omul nu-i obișnuit. Vă dați seama ce dreaptă e și construcția după atâta țuică oferită de vecinii săi, tare cum se cade. Dar asta e o problemă. Dar vedeți că ardeleanul, decât să vină să-ți dea o mână de lucru, mai bine îți dă o țiră de inspirație. Inspirație vă doresc și eu în acest început de weekend, să vă alegeți bine pe unde mergeți, să respectați regulile de distanțare, să nu prea mergeți în aglomerații. Dacă mergeți în pelerinaj la Nicula, să nu vă apropiați prea tare de ceilalți, un pic de distanță. Eu particip în Cluj. O să încerc să fac niște plimbări, că o zis că se mai răcorește vremea seara. Dar mi-e frică să ies pe trotuar. Mi-e frică. A apărut un serviciu de la Bolt, mă, de la Bolt, ăștia care au Bolte, cum se zicea pe vremuri. Numai eu nu numai mașini cu care să mergi. Au acum trotinete, mă. Deci, cred că ați citit știri, ați văzut, plin Clujul de trotinete. Cum erau pe vremuri bețivii căzuți pe jos, așa sunt acum trotinetele, că le iau prin aplicație și când se satură de ele, le lasă jos. 60 de bani minutul. Să plimba mei cu trotinetele, mă... Noaptea se vede un bec acolo la trotinete, te orbește. Ba, așa de haotic umblă cu trotinetele, de zici că sunt niște spermatozoizi fosforescenți derutați. De rot așa, păi cu frică, nu mă așa mă duc pe stradă, nu mă uit, bă. Și acum s-au dat ceva amenzi, că a fost prins o domnișorică beată pe trotinetă și s-a spus că nu-i prea bine ce-a făcut. O mică amendă, o avertizare și i s-a dat drumul, catch and release, așa cum face poliția. Deci trebuie să am mare grijă că pe asfalt, pe pietonale, pe, numai pe unde-i voie nu merg ăștia cu trotinetele. Nu știu, o fi o nouă distracție. Și în parc nu poți să mergi, mă, că și acolo merg cu trotinetele și fac drifturi. Aveți grijă de voi, aveți grijă de voi.
Ca să știu că sunteți bine, scrieți câte un comentariu din când în când peste weekend la videourile astea. Puneți-le într-un playlist și ascultați-le până la capăt, că nu vă fac rău. Videourile mele sunt ca medicina asta alternativă, ca medicina naturistă. Nu fac rău, dar mai ajută. Like, subscribe și mulțumiri. Să ne vedem cu bine luni, 17 august. Scrieți la comentarii despre ce să vorbim în debut de viitoare 9 săptămână. Nicu Bendea vă salută și vă mulțumește în același timp că știți voi.